Vă regăsesc, dragi copii și părinți, la o nouă ediție a podcastului Povești de viață realizate către spiritualitate pentru copii. Doamna Ileana Stănculeasă este doctor în teologie și consilier spiritual. Este autoarea cărților Puterea cuvântului și Vindecarea spirituală, Femeia în planul lui Dumnezeu și Consilierea și terapia spirituală în bolile grave și terminale. Astăzi o am alături de mine pe doamna Ileana pentru a vorbi despre puterea cuvintelor asupra copiilor. Bine vă găsesc, doamna Ileana Stănculeasă, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Mă bucur că pot să particip la această întâlnire. Mărturisesc că am lucrat mai puțin cu copii, în afară de copiii mei, dar mă bucur, în primul rând, vă felicit pentru preocupările pe care le aveți, pentru că este foarte important să avem grijă de generațiile viitoare și să urmărim așa cumva din umbră, să le urmărim dezvoltarea și în special partea asta, să spunem, spirituală, care la copii e cumva mai puțin prezentă decât la adulți. Vreau să fac o mențiune pe lângă cele trei cărți pe care le-ați amintit. A mai apărut una care se numește Eu, Tu, Noi și Relația Perfectă. Încă nu este pe piață, va fi la un moment dat și am fost într-adevăr mereu preocupată de relații, de oameni, de comunitate, pentru că omul este o ființă socială și prin relații își duce viața așa cum trebuie. Da. Mulțumesc în primul rând pentru apreciere și haideți să începem. Dumneavoastră aveți o experiență bogată în zona aceasta spirituală, dar și în cea religioasă. Aș propune ca pentru început să facem o distinție între spiritualitate și religie, pentru că probabil că și dumneavoastră știți și v-ați întâlnit în activitatea dumneavoastră, există o confuzie care se face între acești doi termeni și sunt și unele persoane care pun egal între spiritualitate și religie. Ce înseamnă spiritualitate și este ea diferită de religie? Din tot ceea ce am citit și studiile făcute și concluziile la care au ajuns mulți teologi și filozofi, spiritualitatea înseamnă, de fapt, o căutare a sensului vieții. În momentul în care îți pui o întrebare vis-a-vis de sensul vieții tale, deja vorbim despre spiritualitate. Ea are legătură cu transcendența, are legătură cu intensificarea identității personale, a legăturii cu sinele, cu semenii, dar de asemenea și cu o forță exterioară în care crezi. Spiritualitatea include religiosul. Dacă spiritualitate totul este în interiorul nostru, în religie, Dumnezeu, forța divină în care cred oamenii, este în afară. De fapt, religie și asta înseamnă reluarea legăturii, legare cu cineva din afară. Spiritualitatea, pot să există spiritualitate laică și în cazul spiritualității, în cazul concret unde lucrez eu, de exemplu, nu ai voie să faci nicio formă de prozelitism și un consilier spiritual trebuie să aibă mare grijă și cum vorbește cu pacientul respectiv și să fie un bun cunoscător al religiilor, pentru că obligația noastră este să ne pliem după pacient, după nevoile lui, după credințele lui. Și, cum spuneam, există spiritualitate laică și atunci ea se manifestă, dacă vreți, prin apartenența la un grup cultural, prin practicarea
unei, eu știu, artă muzicală sau arte plastice, diverse forme de cultură și de dincolo de obișnuitul pe care îl facem noi în viața noastră. De ce se face această confuzie? Pentru că se știe că Dumnezeu este spirit și Dumnezeu este dragoste. Într-adevăr, spiritualitatea este ceva mai înalt, așa cum este Dumnezeu, dar spiritualitatea include religiosul. Poți să fii spiritual fără să fii religios. Da. Vă mulțumesc pentru acest răspuns. Cred că este foarte clar acum care este diferența între spiritualitate și religie. Și acum vă invit să acordăm o privire mai atentă asupra modului în care cuvintele afectează copiii și a modului în care părinții pot schimba lucrurile pe care le spun copiilor pentru a-i împuternici. Vă întreb acum, de ce este important ceea ce le spunem copiilor? De ce sunt importante cuvintele pe care le folosim? Păi, în primul rând, pentru că noi, ca părinți pentru copii sau profesori, deci ceva ce reprezintă o autoritate, are o foarte mare influență asupra copilului, autoritatea respectivă, pentru că el acolo merge și acolo învață. Și dacă așa a spus mama și dacă așa a spus, cum spuneau copiii mei, dacă a spus tovarășa așa, nu mai mișca nimeni, așa face. Este foarte important. Ce se întâmplă? Omul, știm cu toții, e o ființă socială și trăim acest aspect al ființei noastre prin relații. Și nu putem să... Altfel, fără relațiile sunt cele care ne definesc pe noi ca ființe umane. Există un autor care îmi place foarte mult, se numește Martin Buber și are o carte numită Eu și tu. Și care, în care ne vorbește despre faptul de a vedea în tu, în celălalt, un alter ego. Adică să te comporți cu el ca și cum te-ai comporta cu tine. Există, el chiar spune că lumea aparține ca experiență acestui cuvânt eu și tu, adică nu poți să existi tu fără celălalt. De fapt, a fi până la urmă înseamnă a fi observat, că dacă ești singur și nu ești în relație cu nimeni, nu ai niciun fel de importanță sau valoare. Există mai multe feluri de relații culturale, profesionale, relații cu sinele, cu părinții, cu copii, relații de serviciu și, bineînțeles, relația cu divinitatea, cu spiritualitatea, dacă vreți. Orice proces de comunicare are trei elemente de bază. Un emițător, cel care vorbește, un mesaj și un receptor. În cadrul procesului de comunicare, rolurile se schimbă. Eu trimit mesajul, în momentul în care îmi răspundeți, deja sunteți dumneavoastră emițătorul și eu primesc mesajul. Mesajele, bineînțeles, sunt făcute din cuvinte. Oamenii comunică prin cuvinte, există comunicare verbală, non-verbală și paraverbală, s-a constatat că în cadrul unui dialog, comunicarea cu ajutorul cuvintelor reprezintă 7%. Comunicarea, limbajul non-verbal, reprezintă 55%, care înseamnă modalitatea de exprimare, tonul și așa mai departe, îmbrăcămintea, prin felul în care te îmbraci, comunici ceva despre tine în condițiile în care, mă rog, tot ce ai cumpărat a fost alegerea ta, nu a părinților, tu ți-ai exprimat. Mă rog. Și mai există limbajul paraverbal, care o formă vocală a limbajului non-verbal, care tonalitatea vocii, intonația, inflexiunile, ticurile verbale, astea contează foarte, foarte mult și ele reprezintă 38%. Deci, limbajul non-verbal 55%, 38% paraverbalul și verbalul 5%. Și totuși cuvintele au foarte mare importanță.
pentru că ele au o încărcătură anume. Și tot am vorbit despre religie, să nu uităm că Dumnezeu a creat totul prin cuvânt. A spus să fie lumină și a fost. Și Evanghelia după Ioan chiar așa începe, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și spune că toate lucrurile s-au făcut prin Dumnezeu. Deci gândurile, ideile noastre le reprezentăm prin cuvinte și fiecare cuvânt are un rol semantic destul de bine stabilit. Această calitate pe care evanghelistul Ioan o atribuie cuvântului este extrem de importantă și religioși sau nu, toți ni-l reprezentăm pe Dumnezeu ca fiind foarte puternic. Și atunci hai să ne gândim ce putere are un cuvânt. Pentru că prin cuvintele tale poți să ridici pe cineva sau poți să dobori pe cineva. De-a lungul unei zile, o persoană rostește, să știți, cam 25.000 de cuvinte, s-au făcut statistici. Într-un singur an, asta înseamnă peste 100 de cărți, 500 de pagini. Da. Cuvintele vorbesc mult despre noi și ele și vizează, cum să spun, mai întâi de tot, un anumit comportament. Nu vorbim numai să spunem ceva, ci vorbim ca să comunicăm. Este foarte importantă, cum să vă spun, eficacitatea cuvântului și foarte important ca cel care comunică să spună adevărul în dialogul pe care îl are sau în comunicarea. Și importanța a ceea ce spunem este o consecință a puterii și a semnificației cuvintelor pe care le folosim. Ați amintit despre cartea lui Martin Buber. Aș aminti și eu o carte scrisă de Andrew Newberg și Mark Robert Waldman, care se numește Cuvintele îți pot schimba creierul. Iar în această carte ei scriu că un singur cuvânt are puterea de a influența activitatea genelor care reglează stresul fizic și emoțional. Cuvinte pozitive, cum ar fi pace și dragoste, pot modifica activitatea genelor, întărind zonele din lobii noștri frontali și susținând funcționarea cognitivă a creierului. Ei întăresc centrele motivaționale ale creierului și ajută la trecerea la acțiune conform autorilor și construiesc rezistență. Dumneavoastră ați citit foarte multe cărți, sunteți foarte documentate și de aceea aș vrea să vă întreb, care sunt dovezile științifice potrivit cărora cuvintele schimbă creierul? Putem să spunem așa? Schimbă creierul? Nu. Comportamentul nostru, da. Și, cum să spun, informația care se înregistrează în creier. Creierul rămâne la fel. O așa un mic istoric în istoria omenirii, a omului, de fapt, a ființei umane, prima dată s-a dezvoltat creierul mic, cerebelul sau creierul reptilian, cum se mai numește. Apoi a apărut sistemul limbic, o formă de inele care îmbracă cerebelul și în cerebel este sediul emoțiilor, iar el era nu poate fi determinat să învețe ceva sau să memoreze, dar are ca misiune, să spunem, tot ce înseamnă supraviețuire. Ai respirație, cu funcționarea organelor interne și așa mai departe. Apoi a apărut, cum spuneam, sistemul limbic. Aceste două creiere, să spunem, am văzut că sunt numite de către un domn psiholog, Paul Olteanu, elefantul se numesc. Apoi a apărut Homo sapiens și a apărut neocortexul, cel pe care îl știm acum și care deja e sediul gândirii, apoi al vorbirii și așa mai departe. Și există întotdeauna între... Și acest domn Paul Olteanu numește neocortexul, numește călărețul sau rațiunea care călărește elefantul și îl obligă să ia... să raționeze emoțiile pe care le trăiește, pentru că dacă am trăit numai pe baza emoțiilor, nu ar fi foarte, foarte bine pentru noi.
Ce putem spune este că în sistemul limbic, vorbind despre eu supra eu, sine eu supra eu, aș putea spune că, sau inconștient, subconștient, cum se numește, acolo se cam înregistrează tot ce gândim și, apropo de modificare, când noi spun, adică cu ajutorul cuvintelor poți să influențezi pe cineva, pe tine personal te poți influența cu ajutorul gândirii, așa numită gândire pozitivă. Adică, chiar dacă sunt bolnav, eu spun sunt bine, sunt din ce în ce mai bine, am un organism perfect, am o sănătate perfectă și adorm cu asta în gând, dacă vreți, seara la culcare, când organismul nostru intră în starea alfa, înainte, în mod natural, înainte de a dormi, iar subconștientul registrează tot și traduce în viață. De asta se spune că și am făcut eu asta, seara la culcare, să stai lângă copil când adorme primele 10 minute și să-i spui, ești cu minte, ești relaxat, ești cel mai bun violonist, ești cel mai... ce vrei să-i spui? Da, da, da. Că nimeni nu cred că vrea să spună ceva rău sau... sau ești, nu știu, dacă ești, nu ești emotiv, da, e bine să nu folosim negația, se pare, și spui ești încrezător, ești curajos, ești puternic, ești ce vrei tu să fii, cam așa. Deci cam asta este cu gândirea, cu influențarea copiilor, da, în momentul în care folosim cuvinte care fac rău, care, care îi fac pe copii să sufere, da. Orice le spunem, ce este încărcat de emoție, se înregistrează în creierul emoțional și poate fi, nu se uită, dar poate fi înlocuit cu alt mesaj. Există un psiholog care mie îmi place foarte mult, supranumit psihologul relațiilor, se numește Jacques Salomé. Jacques Salomé vorbește despre faptul că există două feluri de metode de comunicare, dacă vreți. Una este, se referă la mesajele toxice, sunt mesaje care consumă energie, energetivore și care provoacă răni. Îl fac pe cel căruia îi se adresează să sufere, să-și piardă încrederea în sine, conțin amenințări, devalorizări, descalificări, culpabilizări. Și astea sunt mulți părinți sau profesori sau exact ce spuneam mai devreme, chiar șefi, au ceva ce reprezintă o autoritate pentru cel căruia îi te adresezi. Ele sunt foarte, foarte puternice și îl fac pe cel care le primește, dacă e... Și în general n-ai cum să nu fii sensibil, rar se întâmplă, mai ales copiii, și se înregistrează acolo în creierul emoțional și copilul se comportă ca atare. Dacă îi spui că ești prost, că nu poți, va deveni așa, nu va mai putea să facă față. Și el mai vorbește, Jacques Salomé, de mesajele cadou, care sunt energetigene și care hrănesc, care dinamizează, care valorizează. Ești bun, ești cu minte. Crescând perderea în sine, iubirea de sine, este o metodă pe care toți părinții, sau o formă de comunicare pe care toți părinții ar trebui să o folosească cu copiilor. Spuneați adinaori ceva foarte frumos, că ați folosit aceste cuvinte frumoase, aceste afirmații cu copiii dumneavoastră și atunci când se pregăteau să adoarmă. Sunt curioasă, mesajele acelea pe care le-au primit, cum i-a influențat ulterior, s-au transformat cumva ei în persoanele. Eu zic că da, având în vedere parcursul pe care l-au avut în viață și ce au realizat, eu zic că da, au avut și acum da, nu vorbesc foarte mult despre ei, dar v-am spus, fata e pianistă, băiatul e violonist și sunt bine.
suntem bine, așa, cu toții, de felul în care au crescut și ce au realizat în viață, da, da. Să știți că când vorbeam mai devreme despre creierul neocortex, acolo apare legătura dintre mamă și copil și ea stă la baza familiei, dacă vreți, și a grijii pe care mama o are pentru educația copilului toată viața. Se spune de multe ori că un copil este ceea ce mama lui face din el. Într-adevăr, dar nu trebuie diminuat rolul tatălui, pentru că, într-adevăr, în primii ani de viață, mama e cea care are grijă de copil, pentru că există acea dependență, în special la începutul vieții copilului, hrană, îngrijire, așa. Apare deja când trecem de la către adolescență, când tatăl intră, trebuie să intre în scenă, cum se spune, și să-i arate copilului lumea, să-i vorbească despre lume, ce înseamnă universul și viața care îl așteaptă și așa mai departe. O mamă cu adevărat bună este care îi dă nu numai lapte, ci să-i dea și miere, adică bun, l-ai hrănit, l-ai crescut, dar trebuie să știi că acel copil nu ți aparține, că are viața lui și că la un moment dat el merge pe drumul lui. Într-adevăr, din umbră urmărești ce face și vii cu ajutor, cu sfaturi, dar trebuie lăsat să se descurce, pentru că nu vei fi tot timpul alături și nu faci din copil un, nu știu, un neajutorat, un neadaptat și așa mai departe. Și atunci trebuie să-i dai și miere, adică îi dai drumul și în lume cu dragostea pe care ai pentru el, bineînțeles. Doamna Ileana Stănculeasa, eu știu că este important să evităm, să-i lăudăm pe copii folosind evaluările, pentru că atunci când ne lăudăm copiii evaluând ceea ce fac, îi putem face cu ușurință dependenți de aprobarea noastră. Cred că trebuie să ne lăudăm copiii într-un mod prin care să-i ajutăm să-și vadă punctele forte și în același timp să ne facem să conștientizeze lucrurile la care mai iau de lucrat. Aș vrea să vă întreb acum cum putem să folosim cuvintele de laudă la adresa copiilor noștri, fără să îi evaluăm și să îi facem dependenți de aprobarea noastră? Da, putem, sigur că da, putem să-i... Dar foarte simplu, adică atunci când au o sarcină de îndeplinit și o îndeplinesc bine sau mai puțin bine, primul lucru este, da, să spunem simplu, bravo, felicitări, ce grozav, nu știu, nu credeam că o să faci așa de bine sau n-ai făcut totul, hai să facem împreună, ce putem face, să, cum ai crede tu că putem să facem asta. Și e foarte important să facem mențiunea că tot ce învață, de fapt, lui îi folosește în viață, că toate cunoștințele pe care le acumulează sunt pentru el, nu pentru noi, adică nu face ceva pentru mine ca părinte. Am văzut acum, v-am spus, nu mai am copii la școală, copiii mei sunt foarte mari, au la rândul lor copii, băiatul, deja am un nepoțel, dar aud persoane, colegi care spun despre cum e la școală și că unii se plâng că învață foarte mult și mie nu mi se pare că e o problemă să înveți. E foarte bine să înveți și e foarte bine să acumulezi multe cunoștințe, pentru că cunoașterea înseamnă putere. Chiar dacă, să spunem că stai 2-3 ore și să faci o problemă și chiar dacă nu o rezolvi, acea concentrare, acea educare a atenției te ajută mai târziu în viață la serviciu. Să te concentrezi asupra unei situații, să o rezolvi. Deci nimic din ce înveți nu poate să nu-ți folosească și nu știi niciodată ce-ți rezervă viața. Acum, cum e societatea de acum, se închide o firmă și tu ești dat afară și intri în panică, eu nu știu să fac altceva, dar dacă știi să faci și altceva,
Dintr-o dată spui, stai puțin că eu pot să fac și asta, mai știu să fac și asta, și atunci e cu totul altceva și aceasta, acest lucru, această acumulare de cunoștințe, copiii trebuie să o înțeleagă. Și trebuie să o facă de bună voie cumva, sau dacă să spunem că sunt unii mai visători, mai... Părinții trebuie să explice care e rolul și ce importanță are acumularea de cunoștințe. Că sunt mulți care spun, da, școala nu m-a învățat pentru viață. Nu, nu te învață, că n-are cum să te învețe. Cum eram, când eram eu la școală, societatea e cu totul alta cea de acum față de cea de atunci. Deci, degeaba m-ar fi învățat ce era în societate atunci, pentru că eu trăiesc acum într-o altă societate, alt tip de societate. Dar acumulând cunoștințe, având cultură generală bogată, te ajută în viață, în crederea în tine, în deschiderea ușilor unde ai nevoie. Asta e foarte important să știe și părinții și copiii. Spuneați dumneavoastră adineori că uneori părinții folosesc și cuvinte care pot să rănească copiii. Atunci când rănile acestea sunt făcute, cum pot mai apoi părinții să vindece aceste răni? Să vindece atât corpul cât și mintea și spiritul copiilor? Ce metode, ce tehnici, ce tactici să folosească? Păi, în primul rând, anihilând prin ceea ce spun și ce fac, acele mesaje toxice pe care le-au transmis. Bun, a luat o notă proastă, să spune. Nu îl compari sau nu întrebi dacă colegul tău cât a luat, sau mă rog, o chestie, sau de ce n-ai fost în stare. Și îl întreb, unde a fost greu? Ce putem face? Ce crezi că ai greșit? Ce poți să faci să mergi mai departe? Adică copilul trebuie să știe că indiferent ce face și greșește, acasă are pe cineva care îl înțelege. Nu trebuie să fugă de frică că a făcut ceva, cine știe să facă și mai rău, și altceva. De asemenea, existau, când eram eu copil, erau părinții foarte autoritari, nu miști, nu așa, exact, auzeam și ceva de genul, eu te-am făcut, eu te omor, sau chestii din astea. Lucruri care pentru copil au o încărcătură extraordinară, copilul se sperie, devine fricos, devine obedient, știe că nu are voie să vorbească și atunci nici la școală nu mai are curaj să mai vorbească, nici în lume nu mai... Ori lucrurile nu așa trebuie. Deci trebuie să mergi alături cu copilul. În primul rând trebuie să-l cunoști foarte bine, trebuie să-l observi. Pentru că sunt fir și fir, copii mai zburdalnici, copii mai introvertiți și trebuie să fii alături de el să vezi. Se spune că cea mai mare înțelepciune să te cunoști pe tine însuți, dar Adler, mare psiholog, spunea să ne cunoaștem unii pe alții. În momentul în care ne cunoaștem unii pe alții, știm și ce așteptări să avem. Deci dacă eu știu că acest copil nu poate să se bată cu cineva, nu îl îndemn, du-te și ia-te la bătut, nu fii tu mai prost, ia, te lași bătut, nu, să nu vii la mine acasă bătut, era o chestie de asta așa. Ușor, ușor îl înveți cum să iasă dintr-un conflict, cum să se comporte într-o situație dificilă, în niciun caz nu trebuie devalorizat. Și aceste cuvinte, cum vă spuneam, și această încurajare pe care le dai, de asemenea se înscriu, fiind pe partea emoțională, se înscriu în memoria afectivă și îl ajută pe copil să capete încredere în el și să meargă mai departe și să fie bine pentru el și pentru părinți, bineînțeles, pentru societate. Aș aminti acum două citate din Biblie. Primul este de la Luca, capitolul 6, versetul 45. Un om bun scoate lucruri bune din binele păstrat în inima lui, iar un om rău scoate lucruri rele din răul păstrat în inima lui. C-
căci gura vorbește din ce este plină inima. Și al doilea citat, Proverbe 18:21, în puterea limbii este viața și moartea, și cei ce o iubesc mănâncă din rodul ei. Eu înțeleg că un om bun scoate cuvinte bune, și aici mă refer la părinți. Părinții care au o inimă bună scot din inima aceasta bună cuvinte bune către copiii lor. Există cumva, nu știu, dintr-o perspectivă spirituală, cuvinte mai bune, să zic așa, cu o încărcătură bună mai mare și cuvinte rele sau mai puțin bune cu o încărcătură spirituală mai mică? Există și există ceea ce se numește arhetip sau arhetipuri, dacă vreți, și care pot să aibă o încărcătură, n-aș spune neapărat spirituală, cât emoțională, care să influențeze oamenii. Și unul dintre aceste cuvinte, dacă vreți, este erou. Altul este mamă perfectă. Altul este, nu știu, artist. Ceva ce pentru noi reprezintă putere. Când suntem copii, reprezintă putere. Bineînțeles, cuvântul cel mai, cu cea mai mare încărcătură spirituală este Dumnezeu. Asta fără doar și poate, care reprezintă puterea absolută, bunătatea absolută, iubirea și așa mai departe. Vorbeați despre părinți care pot să fie buni sau răi. Din punctul meu de vedere, copiii se fac și se cresc cu dragoste. Dacă nu, nu știu, mai bine nu mai faci. Mă rog, e prea mult spus. Dar în momentul în care îi crești cu dragoste, n-ai cum să ai în inima ta cuvinte rele și să scot pe gură cuvinte rele, da? Că-s oameni răi, mai rar totuși. Deci să știți că de multe ori părinții când transmit acele mesaje toxice, nu fac neapărat din răutate. Așa au fost ei învățați, așa au fost educați. Lor li se pare că îl stimulez dacă zic, a, uite, Ionică a luat notă mai bună ca tine și atunci tu înveți să fie competitiv. Dar nu e foarte ok să fie competitiv comparându-l cu unul care e mai bun ca el. Pentru că se poate ambiționa, dar se poate și demoraliza. Și atunci e bine să nu faci comparații niciodată între copii. Și mai vorbeam deci despre cuvântul erou, despre cuvântul mamă perfectă. Imediat îți imaginezi, uai, care e casa, e țais, ordine, curățenie, lumină, copiii își fac lecțiile, au timp de joacă, mama le face, le gătește ce vor ei, îi însoțește la, nu știu, la concursul de sport sau la ce au ei activități. Și oricine și-o dorește. Chiar dacă ai avut, să spunem, ca persoană adultă, o mamă care n-a fost ideală, tot când auzi mamă perfectă, tot ai o emoție. E ceva. Deci e vorba de încărcătura și de semnificația cuvântului, pentru că cuvintele sunt, din punct de vedere semantic, un semnificant și un semnificat. Semnificantul este sunetul, imaginea, să spunem, guvernul, când vezi clădirea, și semnifică ce? Că e sediul guvernului. Deci trebuie să, ceea ce semnifică cuvântul îi dă puterea pe care o are. Și nu știu cum să spun, ce putem? Astea sunt cuvintele, de obicei, cele care sunt un arhetip, știți? Sau un model, modelul de un ideal, dacă vreți, un ideal pentru copii. Atunci, Batman, toți băieții la un moment dat se îmbrăcau în Batman, prințesă, nu știu, regină, ceva. Fetița mea a mers de la grădiniță, vreau să mă, ce vrei să te faci, regină sau împărăteasă? Simplu. Pe urmă, fiindcă aveam o mătușă care era croitoreasă și vreau să mă fac croitoreasă, vreau, adică îi plăcea ce rochii făcea mătușa respectivă, avea
E un model, știți, avea un ideal. I-a trecut. Când a văzut pianul, gata. Deci cam astea sunt cuvintele cu încărcătura anume. Dar, din punct de vedere spiritual, într-adevăr, Dumnezeu este cuvântul cel care... Acum, nu știu în ce măsură copiii, pentru că să știți că sunt și oameni maturi care nu și le reprezintă foarte bine pe Dumnezeu. Adică, dacă îți imaginezi că e un bătrân care stă în cer și zice, Ileana, ce vrei tu, așa ceva nu există. Și ce trebuie să mai știe copiii este că Dumnezeu nu pedepsește. Dumnezeu nu este un Dumnezeu rău, nu este vindicativ, nu este dimpotrivă. El este cel care, dacă până la urmă n-ai pe nimeni, la el te duci și acolo găsești un partener de dialog extraordinar de bun. Uh-huh. Acum aș vrea să apelez puțin la experiența dumneavoastră ca de părinte și să mă întreb cum ar putea părinții să învețe copiii puterea cuvintelor, puterea pe care o au cuvintele? În primul rând, prin educație, prin a-i determina să citească cât mai mult, prin a-i determina să se uite chiar în dicționare pentru a învăța foarte bine sensul cuvintelor și semnificația lor și să aibă cu toții proprietatea termenilor, pentru că dacă într-un dialog nu avem aceeași proprietate a termenilor, nu ne putem înțelege. Știți? Și ei trebuie să... Bine, prin puterea exemplului, dar trebuie cumva din umbră să-i urmărească cum vorbesc cu alții, ce cuvinte folosesc. Dacă cuvintele pe care le folosesc exprimă ce a vrut să spună, că îți dai seama când un copil vrea să spună ceva și nu spune cuvântul potrivit și îl corectezi. Și... Deci asta e foarte important. Părinții să-i urmărească pe copii și dacă au spus greșit, nu să-l certe și să spună, uite, asta înseamnă așa, dar știi, mai înseamnă și asta, mai înseamnă și asta. Și automat ei pot să le dai exemplu și de sinonime și atunci ei fac niște legături și țin minte și antonime. Și e foarte ușor, pentru că mintea copilului e foarte ageră și înregistrează foarte, foarte mult ce îi se spune, tot ce învață e... Dacă, în special dacă are pe cineva care simte că își dorește ca el să capete cunoștințe și nu îl forțează, știți? Da. Eu personal vreau să vă mărturisesc că am trăit niște experiențe în viață. Atunci când mi s-a spus că da, am greșit, îmi pare rău, da, nu trebuia să mă exprim așa. Uite, de fapt, ce am făcut eu pentru tine. Și cumva mi s-a sugerat să privesc mai mult acțiunile decât cuvintele din spatele lor. Da, sunt foarte mulți oameni care spun că acțiunile sunt mai importante decât cuvintele. Însă putem să ne îndreptăm privirea și invers, să privim din cealaltă perspectivă, cum potrivit căreia cuvintele ar fi uneori mai importante decât acțiunile? Da, depinde și cum sunt spuse. Depinde de comunicarea paraverbală, depinde de tonul vocii, depinde de ura sau de compasiunea pe care o... Depinde de cuvânt. Înțelegeți? Dar în general, în situația despre care vorbiți, este vorba de acele mesaje toxice. Adică te-am rănit prin cuvânt, dar uite, ți-am făcut altceva. Practic, ca fapt, te-am făcut altceva. Trebuie foarte, avută foarte, foarte mare grijă cu folosirea cuvintelor. Pentru că poți să faci după aia orice. Dacă mi-ai rănit sufletul, nu știu dacă mai are vreo importanță sau trebuie să faci mult, ca mult să alungi rău pe care mi l-ai făcut. Asta spuneam că s-a dovedit că toate astea, mesaje toxice, se înregistrează și nu se uită. E greu. Uneori trebuie mergi la psiholog, trebuie... Și tot rămân acolo.
undeva și de multe ori ies la suprafață când nici nu te aștepți. Sau prin comportamentul pe care l-ai devenind adult față de cei din jur. Sunt atâtea cazuri în care eu știu concret, n-am să beau niciodată, n-am să fac pe soția mea să sufere cum suferea mama din cauza tatălui. Și a ajuns, după 30 de ani, la fel. Zice, dar eu nu mă port urât, beau că îmi place, dar eu nu mă port urât. Dar soția lui suferă, că el bea, pentru că face o mulțime de chestii, simplu fapt că nu mai poate să plece cu mașina, să spunem, când are nevoie. Adică e un fapt banal. Dar asta fac, traduc sau se comportă fiind adulți, e foarte ciudat că totuși părțile astea negative mai ușor se înscriu în sau sunt preluate și duse mai departe. M-am gândit mereu la asta și am zis că o să mai citesc, să mai cercetez. De ce totuși, chiar și gândurile noastre, cele negative vin prima dată și abia după aia, stai că nu-i chiar așa, stai că... Dar întotdeauna vine gândul ăsta mai rău întâi, știți? Suntem, pentru că suntem totuși speriați, pentru că nu avem încredere în noi și, zic eu, nu avem încredere în Dumnezeu așa cum trebuie. Că în momentul în care ai încredere în Dumnezeu, nu prea mai... ai nicio, n-a trebuit să mai ai nicio spaimă, nicio... Așa este. Și despre dumneavoastră și ați spus și la început că faceți consiliere și terapie cu doamne care sunt bolnave de cancer. Ați întâlnit cazuri în care cuvintele pe care le-au primit de-a lungul timpului le-au influențat atât de tare încât acestea au produs boli și boli, nu știu, atât de... Da, da. Și cuvintele și comportamentele celor din jur. Și cuvintele și comportamentele, adică persoane care toată viața s-au certat cu soțul. Insulte și așa mai departe, o situație, de exemplu, când ea s-a îmbolnăvit și soțul a plecat când s-a îmbolnăvit. Și a zis, din cauza ta te-ai îmbolnăvit, deși ea spune că și o cred pe ea. Deci viața lor a fost un coșmar. Și nu pleca din cauza copilului. Nu? Nici copilul nu mai trăia ok. Dar nu există persoană care să fie bolnavă, care emoțional să nu fi suferit. Uh-huh. Știți? Nu există. Da. Și asta, suferința asta vine în primul rând din insulte, din cuvinte, din, știți? Bine, sunt situații, au fost și situații în care a pierdut pe cineva drag și n-a făcut față durerii și... Deci, până la urmă, tot aceste emoții negative, suferință, tristețe, toate astea duc la boală, știți? Și nu... Majoritatea au o anume trezire și schimbă atitudinea, în primul rând, față de ele. Se apreciază mai mult, se îngrijesc mai mult, se... detașează mai mult de probleme, își acordă atenție. Deci cam asta e atitudinea. Și sunt încrezătoare. Cine e în stare să se cunoască și să pună la treabă, cum se spune, forța interioară pe care o are, să știți că se vindecă. Dacă o gândire mea așa pozitivă și doar atât, nu merge, dar nu. Deci trebuie să te lupți, e o luptă. Trebuie să lupți cu multe, cu prejudecăți și chiar și cu predispoziții genetice. Cea mai grea luptă, să știți că e cu tine, nu cu ceilalți. Aici e ce, să te schimbi și să poți să o iei pe drumul cel bun. Și marea majoritate asta fac. Merg pe partea asta de spiritualitate, de... Sunt unele doamne care, vai, lucrează din astea
motive românești, fac șezătoare, se întâlnesc, sau pictură, sau... Deci tot felul de lucruri din astea spirituale, știți? Întâlnirile astea sunt extraordinare și... Pentru cei care au nevoie de un cuvânt bun din partea dumneavoastră și de sprijinire spirituală, haideți să le spunem unde vă pot găsi. Pe Facebook. Cam așa, pe Facebook pot să... un număr de telefon pot să vă dau? Pot să spun un număr de telefon? Da, oricum o să-l pun și eu. Păi atunci îl aveți, îl puneți dumneavoastră și mă găsesc pe Facebook, da. Perfect. Oricând, cu drag, dacă pot ajuta pe oricine, nu e nicio problemă, să știți. Nu. Și apropo de copii, că despre ei era vorba, vreau să citesc două mari personalități ale lumii. În primul rând, Tagore, da, care spune nu limita copilul la ceea ce ai învățat tu, pentru că el s-a născut într-un alt timp, într-o altă vreme. Și pe Enescu, bineînțeles, care spune ce greșeală este să crezi că un copil, pentru că este mic, poartă în el visuri minuscule. Și revin la ceea ce vă spuneam, copiii se fac și se cresc cu dragoste și atunci, dacă facem asta, restul vine de la sine. E o modalitate minunată, zic, de a încheia această discuție. Vă mulțumesc tare mult, vă sunt profund. Și eu vă mulțumesc pentru discuția aceasta și pentru tot ce ați împărtășit, ați oferit. Cu drag, oricând.